Vă salut, dragi prieteni, la un nou studiu la o școlă de sabat. Pentru astăzi avem lecția numărul 5, apelând la minți și la inimi. Se bazează pe text cheie din Faptele 17 cu 30. Și de vremurile de neștiință, Domnul nu a ținut seamă, însă poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dragi prieteni, astăzi îl avem iarăși pe Dorin ca să facem această discuție sau această dezbatere a lecției noastre de astăzi. Dorin, te salut! Vă salut și eu, mersi pentru invitație! Cred că iarăși în continuare vom avea o discuție ce ne va putea ajuta ca să înțelegem ce vrea de fapt Dumnezeu să învățăm din această lecție și în continuare vom trece la întrebările noastre. Întrebarea numărul 1, subtitlu, vorbind 3 sabate. Punctul A din întrebarea 1. După Filip, descrieți următoarea misiune a lui Pavel și Sila. După cum vedem, ei au plecat deja din cetatea aceasta, din Filipi, și nu au vrut să insiste. Au stabilit acolo un mic grup, o biserică, oamenii care îl iubeau pe Domnul Iisus și urmau învățăturile apostolilor. Și vedem că au trecut prin câteva cetăți și în final se opresc la Tesalonic. Era un alt oraș, era un alt loc unde au decis să se oprească. Ceea ce era specific cu ucenicilor, că acolo unde mergeau, în primul rând, mergeau în sinagogile evreilor. Deci Evanghelia în primul secol, mai ales în primele misiuni ale apostolului Pavel și Petru și ceilalți apostoli, ei mai intrau în sinagogi. De ce? Pentru că era mult mai ușor să ajungi la neamuri prin sinagogile evreilor. De ce? Pentru că erau mulți dintre neamuri care simpatizau iudaismului. Și odată ce erau interesați de iudaism, erau foarte aproape să accepte Evanghelia lui Iisus Hristos, deja înțelegând multe lucruri care erau descoperite lor. Și Pavel aici în Tesalonic, vedem că merge 3 sabate la rând în sinagoga evreilor, el era evreu, și le predică lor despre Domnul Iisus. Acest lucru se întâmplă aici cu apostolul Pavel și îmi place cum zice o parte din notă. Pavel era un adventist, zice aici. El a prezentat importantul eveniment al celei de-a doua venire a lui Hristos cu o asemenea putere și logică încât asupra minților celor din Tesalonic s-a produs o impresie profundă care nu s-a șters niciodată. Deci zice că el era un adventist. El nu numai le vorbea de Domnul Iisus care venise să se înălțase, el le predica și despre Iisus care se va întoarce. Deci asta era frumusețea Evangheliei. El spunea, el nu ne-a părăsit, el va veni. El s-a născut, s-a înălțat, dar va veni din nou. Mi-a plăcut foarte mult gândul ăsta. Zice, Pavel era un adventist în primul secol. Așa este. De fapt, această lucrare măreață a început-o Pavel de atunci. Nu putem să spunem că meritul nostru sau a cuiva. Noi facem o continuare a lucrării care au început-o apostolul, de a predica pe Hristos care a venit, care a murit pentru noi, s-a înălțat și va reveni iarăși din nou pentru noi, nu? Aceasta este de fapt ceea ce ar trebui noi să predicăm, că Hristos a venit pe acest pământ ca să ne salveze și apoi să vină să ne ia din nou ca să fim cu El împreună o veșnicie. Exact. Vom trece la întrebarea numărul 2, agitație, subtitlu. Punctul A. Cum a fost primit mesajul în Tesalonic? Aș zice că la început a avut un succes destul de bun. Textul zice aici în Faptele că unii dintre ei, cei ce se referă la iudei, și o mare mulțime dintre greci, temători de Dumnezeu și femei, au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. E foarte interesant expresia, au trecut de partea lor, cumva parcă ar fi avut partide sau trec dintr-o biserică în alta. Na, ei erau în iudaism și acum au trecut ca să devină creștini, au acceptat mesajul. Deci lucrul acesta, venind într-un oraș nou, într-un oraș păgând din nou, unde era o sinagogă a evreilor, deci eu cred că era un succes extraordinar pentru misiunea lui Pavel și a lui Sila. Deci când atâția oameni și simpatizanți urmează. Și numai bărbați, dar și femei. Deci era, aș zice eu, că era un succes la acest moment. Așa este. Și vedem aici că ni se dă că au trecut, de fapt, un număr foarte mare,
Dar vine următoarea întrebare și ne întreabă că cineva totuși nu e mulțumit de aceasta. Să vedem. Descrieți modul în care vrăjmașul sufletelor și-a manifestat mânia geloasă și ce putem învăța azi din această experiență. Cunosc o persoană care atunci când am fost în anumite dificultăți, persoana dată, un membru din biserică, venea și îmi spunea să nu te gândești când faci ceva bun sau pentru Domnul, va fi liniște. Întotdeauna când facem ceva pentru Domnul, va fi furtună. Deci diavolul nu va dormi, el va scoate dificultăți, el va scoate oameni, caractere, diferiți indivizi, chiar din biserică. Și în părerea mea, cei mai periculoși vrăjmași nu sunt din exterior, ci sunt din interior. Vedem că Domnul Iisus a fost trădat nu din exterior, din interior, unul dintre cei 12. Așa și aici. Deci, diavolul nu dormea, ci el a instigat pe unii dintre evrei ca ei să se răscoale împotriva acestei lucrări, pentru că era o mișcare aici în Tesalonic, da? prin lucrarea lui Pavel. Și zice aici un pic în notă, evreii invidioși au agitat prin afirmații false, vicleante cluite, pasiunile gloatei fără valoare și i-au incitat să inițieze un asalt plin de revoltă asupra casei lui Iason, domiciliul temporar al apostolilor. Deci era un oarecare grec acolo care i-a adăpostit pe Pavel și în acest caz ei au venit împotriva lui, împotriva omului ăsta care era nevinovat. El făcea o lucrare bună, dar diavolul nu dormea. Prin ei au zis că ei tulbură întotdeauna. Oamenilor lui Dumnezeu li s-au adus învinuiri false. Deci era fals. Spuneau că ei sunt împotriva cezarului, ei sunt împotriva Imperiului Roman. Deci tot felul de invenții ca să-i pună la colț, să-i pedepsească într-un fel, să-i facă să părăsească orașul. Deci întotdeauna când facem ceva pentru Domnul, va fi o reacție adversă. Ar trebui, cred eu, să ne punem întrebarea că atunci când nu există opoziție, dacă noi am fi și am face lucrarea care trebuie. Pentru că întotdeauna când facem lucrarea bună, este opoziție. Deci diavolul nu stă dormind. Asta e părerea mea în context. Așa este foarte frumos spus, că ori de câte ori încercăm să facem ceva pentru Dumnezeu, și adică rezultatele sunt frumoase, diavolul nu-i place. Este cineva care caută contrariu să facă toate lucrurile și el găsește oameni care de fapt sub influența sa fac această lucrare de a vorbi de rău, de a spune unele lucruri urâte despre cei care fac lucrarea lui Dumnezeu cu atâta zel și cu atâta credincioșie. Și de aceea pentru noi cred că este și lecția. Dacă s-a întâmplat cu frații atunci, se poate întâmpla și cu noi. Dar ceea ce e interesant aici, că frații nu au slăbit din credință, ci și-au continuat lucrarea mai departe. În continuare vom trece la întrebarea numărul 3, subtitlul Lucrând cu minți diferite. Punctul A. Ce binecuvântare au găsit la berea și cum este aceasta o lecție pentru noi? Ajungem aici într-un alt oraș și practic în fiecare cetate unde mergeau apostolii aveau experiențe diferite. Se întâlneau cu oameni diferiți, cu societate de oameni care aveau viziuni și practici și filozofii diferite. Ceea ce este interesant aici la Bereia este că era un grup de iudei, zice cuvântul că aveau o inimă mult mai aleasă. Deci ce înseamnă chestia asta? Deci, de multe ori zic unor oameni cu care fac studii, cu care mă întâlnesc pentru oricare cercetări, zic, nu mă credeți pe mine, nu credeți niciun pastor, niciun preot, pe nimeni. Zic, studiați cuvântul lui Dumnezeu și credeți cuvântul Domnului. Da, ce aici făceau cei din Berea este că cei ce le predicau apostolii, ei luau, dar verificau. Ei mergeau acasă și studiau pentru ei, să vadă dacă ceea ce au spus ei este corect. Dacă ne uităm la întrebarea precedentă, zice că, sau și la întrebarea dată, în ultimul timp va trebui să studiem scripturile cu atâta devoțiune și cu atâta zel pentru noi, pentru că eroarea va deveni foarte răspândită. De aceea oamenii aceștia sunt de lăudat în acest sens, pentru că ei luau lucrurile în serios și verificau ceea ce au spus apostolii. De multe ori oamenii aud și ei zic,
tare frumos au predicat la biserică, da? Dar când îi întreb ce s-a predicat, ei nu mai știu nimic. Deci, momentul ăla că ei studiau, înseamnă că ei erau atenți, ei mergeau acasă și verificau. Deci e un lucru foarte important și cred că și pentru noi este o lecție care merită să o aplicăm și pentru noi. De fapt, dacă ne uităm chiar întreaga societate de azi, este mai puțin, dacă am face comparație cu câteva zeci de ani în urmă, nu iubește societatea de azi să citească atât de mult, să studieze. Și aici ar fi bine pentru noi că de multe ori și noi chiar mergem în biserică, auzim predici frumoase, auzim cuvântări frumoase și rămânem la aceea, nu? Nu punem și noi mâna să vedem într-adevăr este așa cum s-a predicat, să deschidem Sfânta Scriptură sau Spiritul Profetic pentru a vedea dacă într-adevăr ceea ce s-a predicat este așa. Nu în zadar aici spune că acești oameni aveau o inimă mai aleasă și aici notița ne spune un gând foarte frumos: căutați după adevăr ca după comori ascunse. Și în felul acesta ce vom face? Îl vom dezamăgi pe vrăjmașul nostru. El de fapt aceasta caută, că noi să ascultăm ceea ce ne spune toată lumea, dar să nu studiem personal. Când studiem personal, noi ne întărim credința noastră și el rămâne dezamăgit în planurile sale. Exact. Vom trece la următoarea întrebare, punctul B din întrebarea treia. Spre ce fel de loc a fost evacuat cu grăbire Pavel și de ce? Nu avem o hartă să ne uităm exact, dar geografic, dacă ne uităm, ei veneau un pic mai din nord, că ei fuseseră în Macedonia, s-au coborât la Tesalonic, unde au fost iarăși alungați de unde evrei care s-au răsculat împotriva lor. Și acum vedem că grupul ăsta din Berea, care studiau, care erau devotați, care erau sinceri în studiul lor, diavolul iarăși nu a fost mulțumit. Cine vin să le creeze iarăși probleme? Iarăși unii evrei din Tesalonic, da? Deci vin aici, au auzit că ei sunt în Berea, vin aici să le creeze aceste probleme. Fiind în situația dată, el va fi forțat să părăsească Berea și Sila și Timotei vor rămâne în Berea la acest moment. Iar Pavel, întrebarea zice în ce loc a fost evacuat. Pavel va merge în metropolă, la Atena. Deci un oraș, cum zice aici în notă, orașul Atena era metropola păgânismului. Deci Pavel va pleca singur, va fi evacuat la Atena pentru siguranța lui în acest caz. Și Domnul probabil că avea un plan pentru el și în Atena. Și vom vedea din următoarele întrebări ce se va întâmpla mai departe în Atena. Da, așa este. Într-adevăr vedem că iarăși aici vrăjmașul nu-i place de fapt lucrarea care o face Pavel aici și vine iarăși din nou ca să tulbure acest lucru și Pavel este de fapt constrâns ca să părăsească acest loc și cum ai și răspuns, el va merge spre orașul Atena. Să vedem ce se petrece și acolo. Întrebarea numărul 4, subtitlu: inteligenți, totuși înșelați. Punctul A. Descrieți introducerea lui Pavel în cultura ateniană. Pavel, când a ajuns la Atena, este practic singur, nu singur, Dumnezeu era cu el, dar nu avea niciun însoțitor. Sila, Timotei au rămas conlucrătorii lui și la un moment dat Pavel se simțea singuratic sau era înconjurat de tot arsenalul ăsta de idoli, de filozofi, epicurieni, tot felul de oameni învățați în felul lor, în filozofia greacă. Și la un moment dat Pavel se simțea cumva descurajat, ar zice, dacă pot să folosesc cuvântul ăsta. Dar totuși, fiind în Atena, Pavel zice aici în notă, nu a stat trândav. Deci nu a zis, sunt în Atena, nu am niciun ajutor, nu voi face nimic. Deci Pavel folosește orice moment, orice ocazie ca să-L predici pe Iisus Hristos cel răstignit și înviat din morți. Îmi place o altă parte din notă aici care zice: cu toate acestea, toți cei care veneau în contact cu el vedeau curând că el avea o rezervă de cunoștință chiar mai mare decât a lor. Oamenii cu care discuta Pavel în Atena nu erau simpli, deci ei discutau filozofie greacă, știință și au crezut că Pavel e un alt iudeu care e mai
inferior lor, dar când intrau în discuții cu Pavel toți acești oameni, deci ei înțelegeau, el era mult mai înțelept decât ei toți și cunoștința sau ceea ce vorbea el era mai presus decât ceea ce știau ei. Puterea sa intelectuală impunea respectul celor învățați, în timp ce raționamentele sale serioase, logice și puterea sa oratorică rețineau atenția tuturor celor ce compuneau auditoriul său. Deci el nu mergea la o sinagogă neapărat, ieșea într-o piață, ieșea într-un loc unde se adunau ei, într-un amfiteatru, și acolo ducea discuții cu oamenii ăștia. Lucrul ăsta îmi zice cât de inteligent a fost apostolul Pavel. Nu numai în teologie, dar probabil și în știință. El știa și filozofia greacă. Deci ei întâlnea pe oamenii ăștia pe teritoriul lor. Deci dacă vroiau să discute logic cu logic, Pavel știa. Dacă vroiau să discute argument cu argument, Pavel le avea. Deci avea o excelență și în vorbire și în modul cum vorbea, oratoria lui era extraordinar. Și ce e cert aici, de fapt, că Pavel nu a făcut filosofie, să spunem, nu? Și nu a făcut nu știu ce școli. Dar e important că legătura sa cu Dumnezeu îl făcea și dădea această putere în vorbire și dădea aceste gânduri în filosofie și spune că acești filosofi le recunoșteau, cum ai și menționat foarte frumos, că e mai presus decât a lor, decât cunosc ei, decât știu ei. Ei recunoșteau și vedeau acest lucru. Și de fapt aceasta nu era altceva decât mâna lui Dumnezeu. Vom trece la punctul B din întrebarea a patra, care sună în felul următor. Ce punct este pierdut din vedere de acei din zilele de azi care se închină mediului sau, să spunem, naturii? Se comite o greșeală colosală, pentru că oamenii studiază știință, studiază geologie, geografie, evoluționism, antropologie, toate științele astea, și crezând că studiază natura, ei îl vor înțelege pe autorul naturii. Dar se dă un mare greș. Deci oamenii cu care vorbea și discuta Pavel în Atena erau de aceeași stofă, erau de aceeași filozofie, practic, dar ei nu puteau al înțelege. Zice, Pavel, când am intrat în Atena, a văzut mulți idoli, mulți zei, mulți dumnezei, zeițe. Și într-un loc, zice Pavel, că era unul, zicea că e un Dumnezeu necunoscut. Dar acum Pavel se va folosi de acest moment și el va zice, na, eu am venit aici să vă predic, voi ziceți că este unul necunoscut, dar eu vreau să vă predic pe cineva care e cunoscut. Și pentru a înțelege natura, eu vă prezint pe cel care a creat natura. Deci cât de frumos vine apostolul Pavel, deși poate la început a încercat logic cu logic, argument cu argument, și alea nu funcționau, că era tipic grecesc. Dar când ia o altă întorsătură, când ia o altă metodă, vom vedea că lucrul ăsta va schimba mult. Zice o parte din notă, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum am zis și unii din poeții voștri. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Deci Pavel a început să le descopere pe Dumnezeul naturii în acest context, fiind în Atena. Da, așa este. Vedem că, de fapt, și noi astăzi ne întâlnim cu astfel de oameni, nu? Sunt oameni care încă exact ca filosofiile care erau atunci în Atena sunt și astăzi, și oamenii, bazindu-se pe aceasta, ei caută ceva să înțeleagă de fapt, dar ei nu înțeleg practic nimic până ce nu privesc la cine? La Fiul lui Dumnezeu, care de fapt a venit să ne descopere totul pentru noi și să facă totul pentru noi pentru a-L înțelege pe adevăratul Dumnezeu. Dar noi de multe ori vrem să privim la natură, dar bineînțeles că natura ne vorbește și ea. Dar dacă ne axăm numai pe aceste lucruri și ignorăm să privim la viața Fiului Dumnezeu, la ceea ce a vrut El să ne învețe, noi nu vom avea niciun rezultat. Așa este.
Vom trece la întrebarea numărul 5, subtitlu: realitate și punct central. Punctul A. Ce apel adresat atenienilor ne face pe noi, cei cărora ni s-a încredințat mai multă lumină decât lor și care trăim în timpul judecății de cercetare, să ne trezim? Apostolul Pavel, vedem aici într-un mod foarte inteligent, îi abordează pe atenieni. Deci, ai putea folosi o metodă ca să vii să îi învinuiești pe oameni. Oh, voi sunteți toți păgâni, voi sunteți idolatri, vă închinați la atât de mulți idoli. Dar tactica lui Pavel, el a zis, wow, voi sunteți oameni foarte religioși. Dacă vezi cum îi abordează, zice, voi sunteți religioși, voi vă închinați, aveți atât de mulți Dumnezei. Deci el nu vine cu o replică de condamnare, de mustrare, deși legal ar fi putut face. Dar vine cumva cu un compliment. El zice, voi sunteți religioși. Dar vine cu o soluție, zice, dar eu vă prezint un Dumnezeu care a creat totul. Deci asta e metoda lui Pavel. Și eu cred că este important pentru noi. De ce? Pentru că atunci când ne uităm la întrebarea dată, ce apel a adresat el atenienilor, Apostolul Pavel nu i-a învinuit de timpurile de neștiință sau de timpurile din trecut. Pentru că ei n-au știut mai bine. Asta a fost cunoștința care o aveau. Dar Pavel zice, va fi o zi în viitor când Dumnezeu va judeca lumea. Na, acum dacă ai aflat adevărul, acum dacă îl cunoști pe Domnul Iisus și îl urmezi, în ziua aceea vei fi judecat și vei fi îndreptățit. Deci metoda lui Pavel este șablonul, aș putea spune, sau nu de a învinui pe nimeni, nu de a aduce acuzații, dar de a găsi firul ăla roșu sau partea din mijloc. Cum putem să deschidem ușa la niște oameni păgâni, la niște oameni care nu-L cunosc pe Domnul Iisus și în același timp să-L vestim pe Domnul Iisus, să dăm jos prejudecățile, ura, invidia și toate astea. Nu era ușor să abordezi o societate atât de imbibată cu filozofie și logică greacă și religie păgână ca cea a grecilor, dar Pavel a avut succes chiar și în acea societate. Da, așa este, și stăteam și mă gândeam la această întrebare. De fapt, tendința oamenilor de azi și poate de multe ori și greșeala noastră este că când cineva îl vedem greșit în felul dat, cum să spunem că au fost atenienii, noi încercăm să mai întâi să arătăm, uite cât de greșit ești și uite că în ziua de apoi vei răspunde pentru ceea ce faci, nu? De fapt, aici Pavel face altceva. Mai întâi le descoperă lumina și apoi le vorbește de ziua de apoi. Cât de diferit. Când și noi vom încerca mai întâi să le prezentăm oamenilor lumina adevărată care este în Hristos și apoi să le vorbim că dacă vrei ca această lumină sau acest Hristos să te îndreptățească în ziua de apoi, tu trebuie să trăiești această lumină. El nu a încercat, deși erau întuneric, să-i acuze și să le spună că tu vei răspunde. Întâi le prezintă lumina și apoi le prezintă că pot răspunde dacă ei nu trăiesc lumina. Frumos ar fi și pentru noi ca să luăm o lecție de aici, ca să știm cum să abordăm și noi astfel de situații în viitor. Vom trece la ultima întrebare din această lecție. Este întrebarea B din întrebarea 5. Cum s-a concluzionat lucrarea lui Pavel în Atena? Nu întotdeauna vom avea succesul care îl dorim, practic. Și, cum am zis, întotdeauna există opoziții la o lucrare bună. Deci, Pavel a avut și succes în Atena și au fost oameni care s-au răsculat împotriva lui. Sau l-au batjocorit sau l-au luat în râs. Spre exemplu, unul dintre punctele, când Pavel predica despre învierea morților, pentru că dacă Hristos a murit și a înviat, deci predice despre învierea morților și în viitor, de asemenea, unii dintre filozofii greci, ei au început să-l batjocorească, pentru că ei nu credeau în asta. Deci ei credeau în religia păgână, odată ai murit, adio, pentru totdeauna. Deci unii își băteau joc, iar alții au zis, zice cuvântul, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Cum a zis și un alt demnitar, acum nu am timp, dar vii altă dată. Mulți oameni zic și azi, acum nu am timp pentru asta, dar mai târziu, când îmi cresc copii sau când mă pensionez. Pe lângă asta, deci nu putem termina pe o notă negativă. Totuși au fost unii oameni, zice cuvântul Domnului, totuși unii au trecut de partea lui și au crezut.
Între aceștia erau Dionisie, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Deci lucrarea lui în Atena nu a fost în zadar. Au fost oamenii, unii chiar care erau un Areopag, un corp de oameni care erau în conducere sau care aveau o poziție oarecare. Și încheierea lucrării lui a avut un succes și aici. Poate nu atât de mult ca în alte locuri, dar totuși nu a fost în zadar. Și eu cred că s-a meritat să stea acolo, să-și dedice timpul, să vorbească acestor oameni, să le predice pe Iisus Hristos. De fapt, de aici putem și noi lua o lecție. Eu cred că stăteam iarăși și mă gândeam asupra acestei întrebări. Oare de ce ea este pusă? Cu ce s-a concluzionat lucrarea lui Pavel? Dacă în alte localități sau în alte cetăți ni se spune că Pavel a avut un succes mai mare, aici ne vorbește de un succes ceva mai mic. Totuși, Pavel îl vede foarte mare, fiindcă e ceva bun pentru cauza lui Dumnezeu. De multe ori, nouă oamenilor ne place să vedem rezultate mari, nu? De fapt, așa este firescul nostru în noi. Că grandios ceva. Să vedem ceva care arată bine și mult. De fapt, noi trebuie să fim mulțumiți și cu lucrările mici care, într-adevăr, sunt făcute din inimă și pentru cauza lui Dumnezeu. Cu o lumină mică poate lumina un întuneric destul de des. Și cred că aceste suflete care poate erau mai puține la număr aici, au fost o lumină puternică în acel întuneric des. Absolut, absolut. Sunt de acord cu ceea ce ai spus și, cum ai zis, chiar și în lucrarea Domnului Iisus, cel mai mare succes a fost nu evanghelizări mari sau audiențe mari, noi știm că scrie undeva Pana Inspirată, audiența 1-1 cu femeia din Samaria și cu Nicodim în seara când a venit la Domnul Iisus. Și după aceea, Evanghelia s-a răspândit de la acești misionari, aș zice, ca și aici. Zice nota că au fost doar 3 în Atena, da? Dar a fost un succes, pentru că ceea ce va urma va fi o continuare a ceea ce a început să Pavel. Așa este. Dorin, vreau iarăși ca să ne scoți o idee, un fir roșu din această lecție. Ce am putea noi învăța, de fapt, din aceste lucrări frumoase care slujitorii lui Dumnezeu le-a făcut cu atâta credincioșie? Vreau să scot în evidență două lucruri pentru noi. În primul rând, primul este că ca niciodată să nu dăm înapoi, să nu ne descurajăm. Mai bine zis, va veni descurajarea, dar să nu lăsăm mâinile în jos. Deci, prin ce n-ar fi să trecem, cum era Apostolul Pavel, era fugărit într-o cetate, el pleca în alta. Era batjocorit acolo și aruncat, el mergea în alta. Deci să nu dăm niciodată înapoi, deci să fim persistenți, nu să forțăm intrarea noastră la oameni, dar să nu ne descurajăm, zicem, nu m-a ascultat nimeni, nu am talent, nu pot vorbi, nu pot cânta, să uităm de lucrurile astea. În Domnul Iisus putem face totul, unul la mână. Doi la mână, Apostolul Pavel, la început, cum a încercat să predice? Logic cu logică, filozofie cu filozofie, argument cu argument și nu a avut mare succes. Dar când a prezentat pe Domnul Iisus în simplitatea lui, zice că atunci succesul a început să se reverse tot mai mult și mai mult. Cred că asta e o lecție care o iau din lecția dată și ar trebui să o luăm pentru noi toți, pentru că când lucrăm cu oamenii, ei vor simplu, ei vor Evanghelia pură a Domnului Iisus. Asta va fi puterea adevărului care îi va convinge la ceva ce va aduce roade și rezultate, nu numai aici, dar și odată în veșnicie. Așa este. Aici lecția noastră i-a sfârșit. Vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat să facem această lecție împreună. Și vreau să vă mulțumesc vouă celor ce ne urmăriți și vă spun pe curând până la următoarea lecție.